Varanii de Komodo, care mai sunt numiți și dragonii de Komodo, sunt cele mai mari șupârle din lume. Lungimea lor ajunge la 3 metri, iar greutatea variază între 80 și 180 de kilograme. Aceștia se găsesc doar în Indonezia, pe insulele uscate. Cei mai mulți dintre varani se găsesc pe insula Komodo, de unde și-au luat și numele. Sunt prădători vicleni, care urmăresc victima și o atacă atunci când aceasta nici nu se așteaptă la atac. Aleargă cu viteza de până la 20 de km la oră, concurând cu căprioarele și antilopele. Manevrează ușor, sar, pot să se urce în copaci, cât și să stea pe coadă și labele din spate. În calitate de armă, varanul își folosește ghearele ascuțite ca lama. Cu coada puternică, doboară la pământ mistreți și căprioare. Prezența unui simț al mirosului acut îi permite dragonului de Komodo să urmărească prada care se situează la o distanță considerabilă. Structura fălcilor și a stomacului varanului îi permite să înghită fragmente voluminoase a prăzii. Dacă inamicul este slab, îl ucide deodată, folosind ghearele și colții lungi, provocând răni incompatibile cu viața. Dacă victima aleasă de varan este puternică și poate să opună rezistență, atunci șopârla încearcă măcar să muște odată și să se ascundă, dar să nu credeți că a renunțat. În saliva șopârlei se conține o toxină care peste câteva ore va slăbi inamicul puternic și el va deveni o pradă ușoară pentru prădător. La fel ca și la pitoni, meniul varanelor este larg, de la mistreți la țestoase și căprioare. Reptila flămândă poate ataca și oamenii, deseori victime devin pescarii locali. Pitonul reticulat ocupă al doilea loc în lume după mărime, printre șerpi. Locul 1 e ocupat de anaconda, care este regina Amazonului. Greutatea pitonului ajunge la 80 de kilograme, iar lungimea de aproximativ 7 metri. Trăiesc în pădurile Asiei de Sud, pe teritoriul țărilor precum India, Thailanda și Vietnam. În general, se mișcă pe uscat, având în vedere greutatea lor, dar și înnoată foarte bine. Tinerii pitoni adoră să se urce și în copaci. Dieta lor e destul de bogată, tot ce se mișcă și le încape în gură. Pot înghiți și șopârle, rozătoare, chiar și antilope sau maimuțe, fiindcă pot deschide larg gura. Ei nu au dinți venenoși, dar nu sunt mai puțin periculoși decât frații lor toxici. Pitonul are un corp foarte puternic, care se poate încoloci în jurul victimei, sufocând-o până la moarte. După cum spun cercetătorii care studiază șerpii, pitonii rar atacă oamenii, dar cazuri au fost. Pitonii atacă din ambuscadă și se încolocesc în jurul victimei, strângând-o până când nu mai respira. Victima moare din cauza incapacității de a respira și a stopului cardiac, deja peste câteva minute. Pitonii își înghit mâncarea de-a întregul. Fălcile lor se unesc prin niște ligamente foarte flexibile, ceea ce le permite întinderea atunci când înghit o pradă mai masivă. Uneori, mărimea mesei poate să fie greșit calculată de însuși șarpe. În anul 2005, un piton a încercat să înghită de-a întregul un aligator în Florida. În timpul acestui proces, reptila s-a spart. Ambele animale moarte au fost ulterior găsite de ranger. Dragonul de Komodo și pitonul nu poate să se întâlnească într-un mediu natural, fiindcă locuiesc în diferite părți ale planetei. Dar haide să ne imaginăm ce ar fi fost dacă aceste două creaturi s-ar fi ciocnit într-un duel. Greutatea lor e cam asemănătoare, dar pentru piton, varanul e un inamic prea serios. De aia va încerca să evite lupta. Varanul va considera că șarpele lent și bine hrănit este o garnitură delicioasă sau un fel principal, de ce nu? De aia îl va ataca fără ezitare. Pitonul nu se va lăsa bătut și va încerca să se protejeze prin a sugruma șopârla. Dar colții ascuțiți și mobilitatea șopârlei vor lăsa răni pe corpul șarpelui, iar oportunitatea de a rezista va scădea. Voi cum credeți? Însă ce va fi dacă dragonul de Komodo se va întâlni cu un jaguar? Cine dintre ei va râde la urmă? După părerea mea, va fi o luptă crâncenă. Ambele animale sunt destul de puternice pentru a se ucide una pe alta. În acest caz, ambele au aceeași greutate. Deși dragonul de Komodo nu aleargă prea bine, ajungând doar la 20 de km la oră, pe când jaguarii ajung la 80. Astfel, din punct de vedere a vitezei și mobilității, jaguarul are tot avantajul. În comparație cu dimensiunea corpului, jaguarii au cea mai puternică mușcătură dintre toate pisicile mari. Dragonul
dragonul de Komodo pierde la acest capitol, în schimb are niște dinți zimțați cu o limbă bifurcată, care pot apuca victima și sfâșia carnea. Aceste creaturi însă lasă odată cu mușcătura toxine foarte puternice, care conțin anticoagulante, ceea ce înseamnă că victima nu poate opri sângerarea, iar asta va duce la scăderea tensiunii arteriale. Mulți cred că dragonul de Komodo va câștiga lupta, fiindcă saliva otrăvitoare care îi umple gura cu bacterii poate să rănească adversarii. Dar mi se pare că aceste otrăvuri și bacterii au și ele un călcâi al lui Ahile, care constă în faptul că veninul nu e rapid. În același timp, așa armă ar funcționa în cazul în care jaguarul s-ar fi lăsat mușcat. Probabil că ați observat că atunci când jaguarul atacă un caiman, nu-i dă deloc șansa să riposteze. Știm cu toții că jaguarii sunt niște vânători buni din ambuscadă, așa că dacă va ataca dintr-o dată și își va folosi flexibilitatea pentru a mușca craniul varanului, vă puteți imagina ce se va întâmpla. Ei bine, ar fi crăpat într-o secundă. Dar dacă dragonul de Komodo totuși va avea posibilitatea să muște pisica și aceste bacterii vor funcționa eventual, pisica încă are toate șansele să-l ucidă înainte ca asta să se întâmple. De aia putem concluziona că jaguarul prin minte, forța și agilitatea sa îl va ucide pe varan, chiar dacă ar fi fost mușcat de el. Voi ce credeți despre asta? Scrieți-ne în comentarii! În habitatul său natural, dragonul de Komodo nu are concurenți la capitolul dietă și niciun amic. Mărimea impresionantă a acestei șopârle o face periculoasă pentru alte animale. Varanii se deosebesc prin faptul că 10% din dietă le constituie rudele lor. Așadar, inamicul numărul 1 pentru un varan poate fi un alt varan mai puternic. Luptele între ei se întâlnesc destul de des. Cauzele sunt variate, din cauza unei femele, din cauza revindecării teritoriului sau pur și simplu un atac din cauza că vor să mănânce. Majoritatea luptelor se termină cu faptul că un varan îl mănâncă pe altul. De la asta suferă indivizii mai mici și mai slabi. Deja după apariția pe lume, descendenții au șanse mari de a fi mâncați de propria mama. Pentru a preveni asta, tinerii se ascund în copac, ca să nu devină mâncare pentru rudele sale. În afară de alte șopârle de genul lor, amenințarele sunt oamenii și cataclismele naturale. Populația de varan depinde mult de erupții de vulcan, cu tremure, tsunami, etc. Astfel de fenomene naturale pot să șteargă de pe suprafața pământului pentru o perioadă de timp aceste animale care trăiesc pe insule mici. Un moment important e că vânătorii îi ucideau pe dragonii de Komodo decenii la rând, fără milă. Mulți amatori de vânătoare special veneau pe insulă ca să omoare acest animal unic. Ca rezultat, numărul de dragon de Komodo se află la limite și specia este trecută în Cartea Roșie. Conform cercetătorilor, pe planeta noastră au mai rămas doar 6.000 de indivizi. În prezent, populația lor se află sub supraveghere. Ca să păstreze specia asta rară pe una dintre insule, a fost creat un parc național. Angajații parcului pot spune sigur câte șopârle și pe care dintre cele 26 de insule trăiesc în momentul dat. Pentru a păstra specia, oamenii au întreprins câțiva pași, inclusiv la nivel legal. Vânătoarea de varan e interzisă, iar o parte din insule închise pentru vizita turiștilor. De aia animalele au posibilitatea să trăiască și să se înmulțească în condiții naturale. Zoologii de asemenea îi cresc în captivitate, salvând ouăle care se află în condiții naturale. Le adună și le plasează în incubatoare, unde apoi puii cresc la ferme mici. După ce tinerii cresc și prind la puteri, sunt întorși în habitatul lor natural. Aceste șopârle gigantice mai pot să se găsească în afara Indoneziei, în grădinile zoo din întreaga lume. Aflându-se în sălbăticie, varanii trăiesc până la 50 de ani. Necătând la faptul că au mărimi destul de impunătoare, animalele preferă să ducă un mod secretos de viață, evitând întâlnirea cu omul. Trăind în captivitate, demonstrează o independență deplină și față de cei care îl hrănesc și față de cei care îi îngrijesc. Nu se atașează, rămâne complet o ființă sălbatică.
Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, vouă vă este frică de dragonul de Komodo? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!